Bună, dragii mei, bună suflete frumoase! Vin astăzi către voi cu etalare într-o singură variantă de răspuns, vedem ce ne iese, dacă titlul vi s-a potrivit, probabil că aici sunt mesaje importante pentru voi. Dacă nu, ne auzim data viitoare. Văd că vi se face unora dintre voi o ofertă poate de lucru sau o ofertă importantă, ceva serios. Ce am mai văzut când am amestecat cărțile înainte să încep filmarea este că apare o rezolvare în urma unui stres, ați avut un stres în legătură cu niște bani și se pare că apare o rezolvare și pe acest plan financiar, din câte am observat. Um, hai să vedem. Vedem ce iese. Poate nu are nicio legătură etalarea în sine cu toată treaba asta. Poate da. Ia să vedem. Hai să încerc cu oracolul ăsta să vedem cu cine aveți voi de-a face sau cu ce aveți de-a face. Ceva conflicte care sunt pe, pe terminate. Conflict în legătură cu cineva. Hmm. Ceva se încheie, se termină. O situație conflictuală. Care este pe punctul să se termine, să se încheie? Poate că unii dintre voi vă certați cu cineva pentru un anumit lucru sau nu știu, e ceva legat de bani, parcă așa am simțit și am și văzut bănuții acolo. Uh, da, ceva rămâne în spate, te muți mai departe, mergi mai departe, îți vezi de treaba ta. Te duci cu valul văd. Da, e vorba de proprietăți pentru unii dintre voi, e vorba despre bani, despre o persoană care, uh, nu știu, s-a lăsat așa cu punga goală, să zicem. Vedeți? E vorba despre bani, despre bani, cineva, poate că aveți de a face cu cineva care are treabă și cu banii sau aveți de împărți ceva proprietăți cu cineva sau de o rezolvare aici, clar. Asta, asta, am văzut de la bun început, că e o rezolvare într-o situație care a fost destul de toxică, destul de greoaie, destul de... Dacă am dat așa un pic peste cap, a adus foarte mult stres. Și hai să vă văd pe voi. Pe voi. Ce faceți voi? Cum merge treaba? Cum merg lucrurile? Este în cărțile dată de două, ori, de trei ori, la capătul pachetului iau te, vi se oferă o șansă, vi se oferă o șansă, probabil pentru unul dintre voi, din partea unei persoane care are autoritate, care vă protejează și cu care aveți o neapărat chimie, să zicem, ci o conexiune foarte bună, poate cineva din trecutul vostru, dar o persoană puternică vă ajută, primiți un ajutor din partea cuiva, asta văd aici. Din partea unei persoane autoritare, poate fi și o instituție a statului, poate fi cineva care lucrează, are o poziție înaltă. Dar aveți un soi de conexiune specială cu persoana asta și văd că primiți aici un ajutor sau primiți pur și simplu uh, o șansă, da? Primiți ceva. Se rezolvă problema. Dacă în cazul în care aveți ceva problemă și vă faceți tot felul de griji în legătură cu asta. Ce mai văd aici? Uh, în dragoste, văd aici o împăcare cu greu. un împăcare cu greu sau cu greu reușiți să faceți un drum, sau cineva reușește să facă un drum către voi. Bun. Ia să vedem, să le luăm, așa rând pe rând. Voi. Oh, ce frumos, împărăteasa, creștere, abundență, o să fiți într-un echilibru perfect, o să... zile bune, zile bune și frumoase în perioada următoare, ce în mintea voastră, un as de cupe, asul de cupe și împărăteasa, măi, vă gândiți la bebe, unele dintre voi sau la o reușită, un nou început în dragoste mai poate fi, dar de obicei când apare împărăteasa și asul de cupe, poate însemna o sarcină, dar este în mintea voastră, deci este posibil să începeți ceva nou, o nouă iubire, cineva care va atrage atenția, e ceva la început, v-ați îndrăgosti de cineva. În subconștientul vostru vreți să celebrați, poate aici e vorba de un botez, poate e vorba de a merge la cineva care tocmai a născut sau ceva de genul ăsta, deci e o petrecere între persoane care se bucură, o reuniune, o uniune, ciocniți pahare, um, vă, vă simțiți bine împreună. Ce vine din trecutul vostru? O perioadă de plictis, de refuz, de pierdere, de patru ăsta de cupe pentru mine e așa când... Ca mai ai ratat tu niște șanse aici, niște ocazii, o părere de rău, o să vedem, să le clarificăm. Ce vine în viitorul apropiat? Un rege de monede. Regele de monede, de obicei, este bărbatul acela pe care tu te poți baza. O persoană stabilă și aici, nu știu de ce, fac o relație cu cartea asta din oracol. Vezi tu, bărbatul bogat, bărbatul care are proprietăți, care depinde, ține foarte mult la, la partea asta și numărul 6 mă duce cu gândul la dragoste. Posibil pentru unele dintre voi să găsiți un bărbat care nu este exact așa cum vreți voi, dar din punct de vedere material să fie bine. No, cam așa văd eu treaba. Pentru că nu este exact wow, da, să vă dea așa pe spate, dar stă bine cu finanțele și asta vă ajută sau are o funcție foarte bună, pentru că am văzut împăratul aici, să nu uităm, da? o persoană importantă. O persoană importantă în viitorul apropiat intră în viața voastră importantă din punct de vedere material, mă refer. Mai puțin că nu prea se văd cărțile așa cum vreau eu. Bun. Hai să vedem. Cum vedeți voi situația? Voi sunteți în elementul vostru. Aveți și împărăteasa aici, aveți și magicianul. <coughs> sunteți în elementul vostru. Aveți putere de convingere reușiți să trageți sforile în favoarea voastră, din câte văd, faci rai din ce ai, cam asta este uh, magicianul. Cum ești tu văzut de cei din exterior? Și ai un patru de spade aici, uh, probabil că nu prea ieși la vedere, nu prea ești un pic mai introvert, introvertă, ești o persoană care nu prea te arăți publicului, ceilalți au impresia că ori ești bolnav, ori își fac griji pentru tine, ori că... Nu vrei să ieși din casă, că te recuperezi, că te vindeci, că ești așa în, în pauză. Așa te văd ceilalți, într-o pauză. Frica sau speranța ta? Și văd că frica ta ți-e frică să nu fii singur, singură, să nu rămâi singur, singură, da? Iar speranța ta să fii independent, independentă. Probabil, din punct de vedere financiar, numai puțin că mi s-a deschis aici ceva. Gata. Bun, din punct de vedere financiar probabil că îți dorești această independență și ce apare? Lumea. Oh, lumea. Ce vei reuși tu să faci? Poate că mergi undeva la distanță, poate că reușești să închei un capitol, poate că ceva se ajunge la final. Lumea cu asta vine, vine cu distanță fizică, dar mai vine și cu ceea ce spun ceilalți despre tine sau mai vine și cu a încheia ceva, un capitol al vieții tale s-a încheiat. Așa pe scurt. Și blocaje. Cunoști, încerci ai să învești ceva nou și nu prea reușești. Tare mulți-ai dorit tu ori să cunoști o persoană nouă în prezent, văd că tare mulți ai dori, ori ți-ai dori să înveți ceva nou, un post nou, să ai o colaborare cu cineva sau e ceva nou, oricum, pe care tu ți-l dorești și nu vine ca și blocaje, încă nu este momentul potrivit. Bun. Hm. Hai să le clarificăm un pic, să vedem. Să vedem, să vedem ce o să iasă. Asul de cupe. Totuși te bucuri aici tare multul de ceva. Ai o bucurie cu asul ăsta de cupe. E un început în dragoste, ceva ce se ceva promițător. Și foarte entuziasmată, în special doamnele entuziasmate în legătură cu acest as de uh, cupe, uh, o dorință împlinită. Cred că multe dintre voi sunteți singure în acest moment și aici vezi tu vine asul de cupe cu 9 de cupe și 9 de cupe cu asul de cupe avem un 10 de cupe, deci cumva în, în mintea ta sau în mod conștient na, în viitor probabil apare ideea aceea. Uh, am de împlinire, da, viață împlinită, sunt bine, sunt ok. Dar uite, dacă și eu vin cu dragostea asta sau găsesc persoana sa potrivită. Cumva faci un 10 de cupe, adică cam ți-ai dorit tu să te unești aici cu cineva. E o uniune aici. 9 de cupe cu asul de cupe, e o uniune. E... Ați legat destinul de cineva. Și hai să văd acolo cu împărăteasa. Cinciul de pentacole, care l-am văzut și mai devreme. Cinciul de monede, care arată lipsă, arată o perioadă de stagnare, un sentiment de abandon când tu ești singur sau nu ai bănuți suficienți sau lipsește ceva. Lipsește sarea și, și piperul, știi? Ceva în genul ăsta. De acolo și dezamăgirea ta. Poate pentru alții dintre voi la un moment dat ați refuzat această persoană sau ați refuzat pe cineva, ați refuzat ajutorul cuiva și uite de data asta vă gândiți că măi, am refuzat eu, dar până la urmă știi cum e. Ce să fac? Îl accept, știi? Ceva în genul. Văd eu aici. Pentru că regele de de pentacule este într-adevăr energia uh, unei persoane care te ajută care te ajută care pe umerii căreia tu te poți sprijini și ți este bine și nu știu ce, dar nu te dă pe tine pe spate, știi, așa tare nu ești wow în mintea ta, da, știi că este necesar un sacrificiu, dacă vrei tu să ajungi să ai viața asta împlinită cam așa văd eu cărțile acum, și aici a ieșit faetonul. Mm. Și faetonul ăsta a venit un pic întors, că tu nu prea vezi altă soluție, vezi? Cumva... Spânzuratul și faetonul. Spânzuratul mi-arată clar un sacrificiu, un blocaj, un moment de pauză, posibil momentul de pauză pe care tu l-ai avut deja aici, în care tu ai încercat să găsești și de o soluție, da? Și cumva dacă ăsta a venit întors, e clar că tu soluția asta nu prea, ai, nu prea o ai găsit-o, numai în o singură posibilitate, știi? Ai găsit o singură soluție. Și văd că te îndrepti către persoana asta. Ia uite, șasele de pentacule, persoana care te ajută. Deci în viitorul apropiat și cinciul de cupe. Hmm. Hmm. Cinciul de cupe vine cu regret. Măi, eu am impresia că tu... Uh, ai tot refuzat omul ăsta. Cred că omul ăsta a mai venit în viața ta. E o persoană puternică, cel puțin din punct de vedere financiar, e o persoană puternică, care te poate ajuta pe tine să scapi din orice stare, orice situație. Acum nu știu a cui e etalarea, a cui se potrivește. Vezi? Clar. Șasele de pentacule, împăratul. Deci e o persoană puternică, o persoană care te ajută. Aici avem regele de pentacule, șasele de pentacule. Deci clar că este cineva care te ajută în... Ați găsi echilibru financiar, să zicem așa, ok? Mai departe. Tu. Luna și magicianul. Ți-ai că am Ți cam pierdut încrederea în tine. Ți-ai că am pierdut încrederea în... în magia ta, să zic așa, da? Ești un pic confuză, confuz. Nu știi dacă mai e o stimă de sine ușor, ușor scăzută, dar ușor, nu mult, ușor scăzută. Probabil pentru că a trecut o perioadă îndelungată de timp și tu nu ai găsit ceea ce tu ți-ai dorit. Și uite ce vrei tu, noul ăsta de monede, noul de monede care vine cu independență financiară, cu... Nu trebuie să spun nimănui ce și cum, E o libertate frumoasă, să zicem. E un burlac sau burlăciță fericit aici. Sau poate că este, v-am zis, stau bine cu banii, nu-mi trebuie ajutorul nimănui. Și tu cam asta vrei să găsești, cam asta îți dorești din câte văd. Cam acolo e buba. Ia să vă, patru de spade, patru de spade, ce vine din exterior? Sau cum ești tu văzut, văzută, și ăsta a venit întors, zecele de cupe. Mm. Poate că ai în preajma ta bărbatul ăsta deja sau persoana asta deja, pentru că zecele ăsta de cupe a venit întors. Cum te văd ceilalți? Păi cei din exterior, na, te văd că ai bani, dar nu ai fericire, să zicem. Cam așa te vor vedea. Că ai bani, dar nu ești fericită, că nu ești, nu ești bine cu persoana asta, că nu ești ok, da? că ai independență financiară, dar nu ai fericire. Cam astea-s bârfele despre tine. Și ce-ți dorești tu? Marele preot și nouăle de, de monede, foarte interesant. O căsătorie din... Sau de ce ți-a fost frică? Mm, și asta mai poate fi. Sau ți este frică? O căsătorie din uh, interes. O căsătorie bazată pe interes. Care te obosește... care îți aduce foarte mult conflict interior și bârfe din partea celorlalți. Și să vedem aici ce faci tu până la urmă. Și ai magicianul și puterea, văd că tu ești o persoană foarte puternică, văd că revine energia ta aia bună, da? Îți crește stima de sine, începi să înțelegi că ai o anumită valoare, știi că tu poți face lucrurile să meargă așa cum tu vrei și ce mai vine către tine? Ia să văd. Ce reușești tu să faci până la urmă? Și lumea, iarăși. Tu închei ceva aici. Închei, ceva se încheie pentru tine. Se termină și ce se încheie ce anume se încheie. Cred că nu mai Vai de mine iarăși patru asta de spade. Hmm. Cred că ești din uh, colivie. Da, asta se încheie. Uh, singurătatea, așteptarea, starea asta de mai bine stau un pas și nu fac nimic, n-am chef de nimic. E, asta se încheie și ce reușești tu să faci? Să-ți găsești echilibru, să-ți găsești curajul, să fii din nou tu autentică, o persoană pe care oricine se poate baza. Asta reușești să faci. Ia, uite. ai puterea și magicianul, da? Tu știi bine că ai puterea să faci anumite lucruri și când am întrebat ce reușești să închei, starea asta de analiză și te ascunzi știi, asta reușești să închei um, și iau te aici la capătul cărților și iarăși asul de cupe wow, ceva pe soartă ceva ce ți este sortit tu mergi către destinul tău foarte frumos tare mie aici că vorbim despre un copil pentru unii dintre voi vezi? împărăteasă și asul de cupe de două ori și aici și aici, aceleași imagini aceeași chestie îți urmezi pasiunea, îți urmezi visul, ai o trezire spirituală, văd, și mergi către cei mai bun pentru tine. Ești dintr-o stare, asta văd în primul și în primul rând, că te luminezi pur și simplu și mergi către cei mai bun pentru tine. Bun, ce mai e ai aici? Marea preoteasă. Hmm mare preoteasă, instinctul tău îți spune că trebuie să faci un pas, că trebuie să faci ceva, să ieși din zona ta de confort și asta ar mai fi. Dar în zona aia de confort nu există altceva decât stagnare, plictis și na, patru de spade și eremitul. Stai și te gândești și analizezi și analizezi și analizezi și până la urmă văd că îți iei inima în dinți, îți găsești puterea necesară să te ridici de acolo, da? Să te ridici. Bun. Să vedem un sfat pentru voi? Sau ce mi or spune cărțile? Vedem, vedem ce spun cărticelele. Interesantă treaba. Cavalerul de bute și regina de cupe. O, oh, să fii jucăușă sau uși, da? Să. Apreciezi ce e în jurul tău, să iubești viața, să... dar să nu uiți să iubești și Sincer necondiționat: să iubești, să te iubești pe tine, să iubești ce e în jurul tău, să rămâi o persoană veselă, să-i confrunți pe cei din jurul tău, să confrunți orice fel de situație și aici de cupe, aici ca sfat mm, chiar dacă ți este greu chiar dacă poate vei vărsa și lacrimi șasele de spade mi-arată faptul că ar trebui să faci mișcare, să te miști să pleci, să ieși de acolo mm, să-ți urmezi pasiunea să-ți urmezi pasiunea și iarăși cartea puterii să-ți găsești curajul necesar să-ți urmezi pasiunea, să-ți urmezi visul dar na, tu știi tu știi dacă poți, nu poți, care e situația. Bun, drăguților, cam atât am avut. Am vrut să fie o etalare scurtă, să fie ceva rapid, cu mesaje rapide și cam asta e. V-am pupăcit numai bine, ceau, ceau!